Cernavodă are nevoie, ca orice alt oraș al României, de cât mai multe parcări, iar primăria se implică în acest sens pentru a da viață unor locuri care până acum erau terenuri virane. Ce facem aici? Ce se întâmplă în sfatele noastre? Da, într-adevăr, noi am făcut deja o strategie. Avem deja în proiectare încă trei parcări normale, nu supraetajate, una supraetajată care se construiește. Și da, într-adevăr, unde găsim loc și putem să facem o parcare, le executăm. Au ieșit acum la licitație trei locuri de parcare. Este vorba de strada Liliacului, Panai Cerna, unde ne aflăm aici, și cea de sus din Trust, Alea Libertății se numește. Aici, într-adevăr, sunt foarte multe mașini, ca peste tot în oraș. Aveam, de exemplu, sensul giratoriu blocat, cea de aici care urcă de pe strada Seimeni, și nici nu poți să-i gonești de acolo că nu au locuri de parcare. În momentul în care vom avea parcarea executată, atunci vom putea să interzicem să mai oprească în sensul giratoriu și să în locuri interzise, unde e oprirea interzisă. Ce fel de lucrări se fac mai exact? Deocamdată vedem că e un teren care era pur și simplu un teren viran. Era o alee betonată și ceva, eu știu, nici nu îi putem spune gazon, era iarbă și atât. Da, așa este. Aici se vor crea 15 locuri de parcare. Lucrarea va costa 200.000 de lei. Da. De unde provin banii? Bani din bugetul local, da. Și domnul primar a insistat, a zis, domne, unde găsiți și unde puteți să creăm locuri de parcare, acolo vom crea. Identificăm locuri, terenuri. Și da, continuăm cu parcările pentru orașul Cernavodă. În cazul în care oamenii spun și la mine în spatele blocului se poate face o parcare, așteptați asemenea sugestii sau deja știți toate locurile din oraș? Nu, noi în primul rând verificăm dacă terenul este spațiu verde. Dacă este spațiu verde exclus, nu putem să-l atacăm. Aici, în zona asta, de exemplu, nu era spațiu verde trecut în registre și am putut să facem o parcare. Pentru că, știți, e vorba de 226 de metri per persoană, care spațiu verde pentru fiecare locuitor. Și vă dați seama că nu putem să limităm spațiile verzi. Noi creăm în continuu spații verzi, cum a fost Via Verde, unde sunt 7,5 hectare. Și da, unde putem și nu era trecut în registru spațiilor verzi, acolo putem să facem parcări. Ce spun oamenii atunci când le spuneți, domnule, vei putea să-ți parchezi mașina chiar în spatele blocului? Da, vă dați seama că avem pro și contra. Unii sunt de acord, unii nu sunt de acord. Unii, cei care de la parter, de exemplu, spun, domnule, păi o să-mi parcheze până în geam. Nu putem să mulțumim pe toată lumea, vă dați seama, dar interesul e ca pe majoritatea să putem să-i mulțumim, adică 90% sperăm. Constructorul lucrează bine? Sunteți mulțumiți da, de el? E un constructor din oraș, Jetnic se numește, cel care e cel mai parolist până acum, orice lucrare a luat-o la licitație, s-a ocupat și a executat în termenul stabilit. Când sperați ca aceste lucrări să fie gata? Noi, de exemplu, pe strada Liliacului nu am început lucrarea, pentru că acolo ne-a dat de la muzee, ne-a cerut aviz de la muzee că ar fi zona arheologică. Acolo nu e niciun fel de arheologie, dar ne-au spus să nu ne apucăm, că altfel ne vor amenda. Și așteptăm săptămâna asta, noi am dat ordinul de începere, dar ne-au dat telefon și au zis, domnule, până nu aveți avizul, nu vă apucați. Deci hârtiile ne țin mai mult. Constructorul ar începe repede să execute, dar astea sunt regulile, trebuie să ne supunem.